Un copil lăsat nesupravegheat a căzut azi dimineață de la etajul 3 al unui bloc din Dej. A fost suficient un moment de neatenție din partea mamei și copilul a căzut în gol de la etaj. Din fericire, iarba deasă din jurul blocului i-a atenuat căderea. Incidentul s-a petrecut la primele ore ale dimineții. Fetița de 3 ani, care era acasă cu părinții, a fost scăpată preț de câteva clipe de sub supraveghere. La un moment dat, copila s-a urcat pe canapeaua de lângă geam, iar de acolo pe pervazul geamului s-a dezechilibrat și a căzut în gol de la etajul 3 al blocului. Echipajul de urgență a fost solicitat la un copil de aproximativ 3 ani, afirmativ căzut de la etajul 3 al blocului. Din fericire, iarba deasă din jurul blocului i-a atenuat căderea. Alarmați, părinții au fugit jos, unde au găsit-o pe fetiță plângând. Au dus-o pe copilă înapoi în apartament, de unde în urmă cu câteva clipe căzuse în gol de la geam și au sunat la 112. În momentul în care echipajul a ajuns la locul incidentului, copilul a fost luat de către părinți de jos și dus în apartament la etajul 3 înapoi. Copilul ar fi fost conștient în momentul în care tatăl a ajuns lângă el, plângea. Mai multe echipaje de poliție și o ambulanță s-au deplasat la fața locului. Medicii au evaluat starea fetiței și au decis să o transporte la spital. Noi, când am ajuns, am găsit un copil conștient, ușor agitat, fără leziuni semnificative de traumă. Copilul a fost transportat la spitalul din Dej, de unde a fost transferat la Cluj pentru investigații amănunțite. Copilul a fost evaluat și urmând a fi transportat la UCO Infantil Cluj pentru evaluări suplimentare. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a avut loc accidentul și dacă părinții se fac vinovați de neglijență.